indiferent, vrea să se apuce de tuns, ce trebuie să-și ia? Ca și scule? Da. O bormașină ar fi esențial. De ce nu merge? Nu pot să cred, m-am stricat. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A, link în descriere. Salutare, my friend, eu sunt Flash și bine v-am găsit la un nou day vlog. Și nu, nu daily vlog, n-am zis greșit, o să vă explic teoria mea un pic mai încolo în vlog, dacă nu uit. Vreau să deslușesc alături de voi un mister al camerei de pe birou, pentru că nu știu ce s-a întâmplat. Vă zic din start că e prima dată când o să fac așa ceva într-un vlog, și anume să mă tund. O să mergem împreună la tuns, iau camera cu mine, mi-am setat camera acum, am făcut puțin curățenie pe la obiectiv, pentru că avea praf și chestii și am o pompiță de asta și am profitat de faptul că era la îndemână și bineînțeles am curățat și celălalt obiectiv și totodată vreau să mai facem curat un pic în sertarul, de fapt vă arăt imediat. Deci fiți atenți, aici jos este sertarul cu chestii pentru cameră, câteva chestii, mai ales că acum am scos și obiectivul care era pus la păstrare acolo, aici niște alte chestii și aici sunt căștile, cele trei căști pe care le am eu și vreau să facem o chestie și anume să mutăm ce e jos acolo în ăsta și ce e aici, căștile să le punem jos, pentru că astea le folosesc rar, rar schimb căștile pe care le am pe cap. Și ăsta nu se deschide de lumina asta de jos, de aici, că na, e destul de mare. Și atunci vreau să le fac să fie mai la îndemână. E groasă treaba cu timpul astăzi. Destul de rău, uite și căștile de dop de băgat în rig. Aici DT770-urile, cred, pe greutate. Niște căsturi la microfoane. Ia să vedem, scoatem tot, reușim. Sau sal Dynamite-ul. Banda de la căscuțele astea, a să le dăm și pe astea, să le punem pe aici. Așa, și acum putem să mutăm șmecheria. Și anume pușca de GH5. Băgăm aici baterii, le băgăm aici vechea cameră pe care încă o am. Da, încă o am, n-am dat-o. Și mai e GH5-ul acolo. Hai să facem frumos. Așa. Așa. The GH5. Ok. Să-l băgăm aici așa. Și stă bine. Bă, toate par să stea bine. Asta, de ce se bâțâie așa? În fine. Și acum, prețioasele mele, mamă, cele mai mișto căști pe care le-am testat. Și totodată singurele căști Hi-Fi pe care le am. Fierătăniile, monitoarele in-ear acolo. Astea aici. Și am rezolvat problema. Nu pot să vă zic ce mi-a intrat și unde mi-a intrat, dar era mânerul de la scaun. Bun, și acum că am aranjat tot, se pare că am uitat de obiectiv, l-am văzut mai devreme, dar că tot vorbim de obiectiv, misterul de la camera de pe stream este că ea e 18-35 de milimetri. Normal eu o țineam pe 18, acum văd că e pe 20, nu înțeleg dacă am făcut eu vreo setare, slash refăcut vreo setare, dar ar trebui să fie pe 18 mm, se vadă un pic mai wide și e pe 20, cum spuneam, așa că o să testăm împreună să vedem dacă a fost intenționată sau am șters eu praful și am mișcat obiectivul. Deci, da, după cum se vede pe 20 și ar trebui să fie pe 18, hai să vedem care e efectul. Am înțeles, am șters eu praful și am mișcat eu un pic cam tare obiectivul. N-are nimic. E bine că am rezolvat, o să refac eu focusul. V-am mai zis eu pe stream că vreau să renunț la harduri, că am harduri, mamă, câtă lipsă de lumină. Așa, hai să ne punem la lumină. Am harduri în ambele PC-uri. În PC-ul de stream sunt chiar două, la unul nu o să renunț, dar la alea de un tera vechi Western Digital Blue vreau să renunț pentru că sunt zgomotoase și sunt enervante că sunt zgomotoase și că vibrează mai mult. În orice caz,
Azi noaptea m-am apucat eu de făcut curat prin PC-uri, de mutat filmări, chestii, pe hardul de 4 tera pe care stochez videoclipuri. Și aparent s-a umplut și nu știu ce să fac. Cred că mă apuc de șters cam toate videoclipurile de gaming pe care le-am uploadat, pentru că, sincer să fiu, sunt videoclipuri de gaming, nu sunt videoclipuri importante. Adică comparând cu un review sau cu un tutorial, sunt videoclipuri daily alea. Și că tot vorbim de daily, hai să vă zic și cu daily, care e teoria mea, daily vlog. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Dar da, mai am nevoie de 37 de giga și n-am de unde să iau. Și nu știu, cred că dăm delete la tot. O să mă gândesc și vedem. Daily vlog, din punctul meu de vedere, este atunci când faci vloguri zilnic. Adică faci azi un vlog, faci mâine un vlog sau habar nu am. Sau poate postezi zilnic vloguri filmate de-a lungul a o lună, două luni, trei luni. De exemplu, filmezi trei luni și îmi pregătesc în alea trei luni 7 vloguri pe care le uploadez azi, mâine, poimâine, o săptămână întreagă. Day vlog, deși sună oribil, este cam ce fac eu acum. Adică eu nu fac vloguri zilnic, că asta înseamnă daily, daily înseamnă zilnic, și mi se pare foarte prost spus, hai că azi facem un daily vlog. Că, știi, azi facem un vlog zilnic, zilnic nu înseamnă în fiecare zi, cel puțin eu așa înțeleg. Vă las pe voi să-mi spuneți în comentarii dacă greșesc sau dacă am dreptate sau, mă rog, spuneți-mi părerea voastră. În orice caz, mă doare deja mâna pentru că n-am mai ținut camera asta de foarte mult timp să fac vlog cu ea și o să fie derby. Azi gândiți-vă că acum mă bag să-mi scot laptopul, am niște treabă, o să închid PC-ul că nu mai am ce să fac pe el și după trebuie să fac un duș și să merg la tuns. Ideea e că eu niciodată nu merg la tuns fără să mă spăl pe cap, hai să mai schimbăm mâna. Mereu mă spăl pe cap înainte, mamă ce arde lumina asta, înainte să merg la tuns. 1. Te tunde mai ușor omul care te tunde și 2. Iese freza mult mai bine când te tunde, pentru că sunt firele practic cum trebuie să stea ele atunci când te speli. Adică nu o să-ți stea firele încurcate de păr. Bine, nu că aș avea eu mult păr acum, dar credeți-mă că e diferență foarte, foarte mare. Puteți să întrebați orice frizer, sunt sigur de asta. Dar da, mergem la tuns și mergem la un prieten de-al meu din copilărie. Eu până acum mă tundeam la CBR, m-am mutat, CBR e departe rău de tot acum și am descoperit că cel mai bun prieten al meu din copilărie, care stă cu mine pe stradă, sau mă rog, stătea, acum stă un pic mai încolo, s-a apucat de tuns acum câțiva ani și tunde șmecher, îmi place, și e super tare. Eram draci de copii, ne prencuiam, stăteam toată ziua pe afară, chestii, habar n-am, caterincă, mă apuc de treabă și după îi dăm spre tuns. O să merg pe jos că e aproape. Vlogul ăsta am în plan să-l editez de pe MacBook totodată, pe noul MacBook la care am făcut unboxing recent și o să vă spun ori la final de vlog, o să mai trag eu o secvență în care vă spun părerile, primele impresii despre partea de editat pe MacBook cu procesoarele astea noi de la Apple, sau dacă nu, o să vă spun în următorul day vlog, nu daily vlog. Nu pot să-i zic daily vlog când știu că nu e zilnic, nu știu. Asta e. Și azi e ziua Irinei, dar nu facem nimic special în prima parte a zilei, pentru că noi am făcut ieri, azi e luni și na, noi practic am petrecut împreună, slash am dat cadoul și chestii ieri, că ieri a fost duminică și am avut mai mult timp liber amândoi, dar seara o să vină pe la noi domnul Dani, MMC, cu Iulia, cu Varmea și stăm la un cic o chestie de astea, dar na, în prima parte. Dacă vreți să-i spuneți la mulți ani, puteți să-i spuneți în comentarii și o să-i spun eu să le citească, să vă răspundă. Sper să nu uit doar. Dar da, o să mă îndop cu tort azi. Refacem focusul. Aha. Cam asta e. Blănică. Suntem în focus. Focusul e fix, da. Poate vă povestesc în vlogurile viitoare. Mergi pe stradă liniștit și vezi asta. Ce faci?
Mamă, hai că nu mă pel că e ud, dacă era uscat, era altă treabă. Am prins cea mai proastă zi pentru făcut vlog, că picură și deja am camera udă, dar din câte știu, ar trebui să fie rezistentă la picături, la praf, chestii de genul ăsta, deci suntem safe, teoretic. Am cam întârziat și mă grăbesc, nu știu câte ceasul, dar trebuia să fiu la 4:30 și acum cred că e 4:25 și ajung în vreo 10 minute. E ok că l-am anunțat că întârzi un pic și mă așteaptă, dar nu-mi place să întârzi. Asta e. Hai că mă întreabă lumea de la ce televiziune sunt. Dacă vedeți ce setup de vlog am, mamă, am trepiedul ăla mare jobby cu camera și cu mare microfon pe ea. Dar chiar microfonul cu siguranță nu e waterproof. Să vedem dacă rezistă. Fix în butoane plouă. Apropo, câteva prime impresii despre editatul pe MacBook. Se mișcă super, super smooth timeline-ul și totul e mega smooth. N-am nimic de rău de zis momentan, că am apucat să editez, cred că primele 10 secunde din video, că mai apoi am intrat în duș, dar în principiu cred că o să fiu plăcut surprins și probabil că e chiar așa cum zice toată lumea, adică că au revoluționat cu procesoarele astea cei de la Apple. Aproape am ajuns la tuns și intrăm cu televiziunea peste Ion. Vă fac cunoștință cu el imediat. Sper că nu face boom camera până ajungem la el, că e udă fleașcă. Hai că am ajuns la și 32, deci suntem în grafic, mai în grafic decât mă așteptam. Aștept să vină să-mi deschidă. Bă, am intrat peste el în curte, mă. Și nu știu cine mi-a deschis. M-am întrebat aia la reumatologie acolo la colț la tine. Mă întreabă cică, de la ce televiziune? Zic eu, de la cu mașina aia de acolo? Da, da. N-ai mă cum. Am ajuns la locul faptei. Mamă, e fleșcă. A, mi-ai adus colac pentru cameră să nu semne ce? Gata, oameni buni, am ajuns cu televiziunea. Stai aici cu tovarășul meu, Ion. Mi-ai aranjat asta așa ca la... Deci că e ultima tunsoare. Mulțumesc. Drag. Băi, prea Caterin că să te tunzi așa la un tovarăș și gen... Și cu ce bere am tovarăș, dar... Cu tine am crescut, dracu, de când eram mici. Asta intră sau nu intră? Intră. Opa. Pana. Așa. Cam la ce te-ai gândit cu dumneavoastră, David? Hai că da. Pă bune? Face cu 4 sau cu 2? Cu 2. Acum 2 dăți, când am venit la tuns, am fost la el acasă, pentru că aici era ceva, nu știu, bubuise tablou electric, abar n-am. Și am fost primul om pe care l-a tuns la el acasă. Și m-a tuns. M-am dus să mă spăl pe cap ca să mai ia firele rămase și mă întorc înapoi ca să bage mașina încă o dată, repet, să ia firele rămase. Și ce credeți că era pe mașină? Două mărimi mai jos pieptenele ăla, direct ca în filme. M-a făcut cu doi sus și de atunci așa am rămas că mi-a plăcut. Asta a fost norocul lui, dar a fost gen epic fail. Am eu rămas așa mască, că ieșea prea mult păr. El s-a blocat, mai era un băiat care aștepta și el să se tundă. Ăla a zis că dacă era el, a fost o experiență. Ar trebui să povestim ceva de când eram mici. Dar cred că multe nu-s de povestit pe cameră. Nu știu ce să zic cu asta. Cam despre ce vorbești cu ei în general? Orice. Pă bune, canalul meu nu e pe un topic anume, e despre mine. Cel puțin în mintea mea, știi? Că sunt oameni care se uită ei la CSGO și atât, sau oameni care intră doar pentru review-uri, e treaba lor, dar canalul e despre mine. Cred. Sincer să fiu, dacă era să merg undeva random să mă tund, nu făceam vlog, că nu mă simțeam confortabil. Știi că nu-mi place să filmez oamenii fără să fie oameni prea apropiați, știi, gen prieteni sau așa, și să mă duc la oameni pe stradă să-i filmez sau să intru în frizerie, să zic, bă, vreau și eu să mă tund, dar vreau să vă și filmez, știi? Poate ar da bine, ca să zic așa, că ar fi interesant și pentru oameni, dar nu e genul meu, nu pot să fac chestii de astea dacă nu mă simt confortabil.
Da, nu știu despre ce să vorbim. Despre ce epic fail o să dai acum, bagi 1, direct 0. Bă, sus. Este posibil. E posibil, dar sperăm să nu. Poate l-ar plăcea să mă vadă. Aia ar fi fun. Face milioane de vizualizări. La asta vorbim înainte să facem ceva. Da, da, da. E ok. A, altă chestie. Eu nu fac chestii regizate. Deloc. Sau dacă e ceva regizat, e mega evident și în mod ironic, știi, făcut regizat. Adică în bătaie de joc. Cum am făcut eu odată, că nu știu cine a răpit-o pe Irina, dar de fapt Irina era pe motor cu un prieten și eu eram cu mașina și mergeam în mall, știi, și ea a vrut să o plimbe un pic cu motorul și eu am făcut vlog, mamă, mergem după ăsta, că a furat-o pe Irina, că vrăjeală, știi, da, era evident din a doua secundă în care intrai că e la Caterinca, știi? Nu-mi place să fac chestii regizate. Știu că e multă lume, sunt multe chestii pe YouTube în România care sunt regizate, foarte regizate, dar iarăși nu e pentru mine. Mai ales gen prank-uri și de-astea, știi? Cred că 90% din ele sunt regizate. Dar mă rog, e content, adică oamenii asta fac, cu asta se ocupă. Fac prank-uri. Trebuie să râdeți voi, nu să... Doar mai să se pună capul pe pernă, să știe că au fost reale sau nu, adică nu-i încântă cu nimic. Ai băgat unul? Nu sunt sigur. Doi. Doi? Mamă, mamă. Așa mă lași? Am putea dacă vrei. Facem ceva așa, exotic, tunsoare exotică, o dungă de aia zero pe mijlocul capului. De fapt nu, așa, câș. Și aia e. Am uitat să vă zic că nu e doar tuns. O să mă și penseze, o să îmi facă și barba, am spus barba Dana, așa se cheamă până la urmă, și o să îmi facă și un masaj, nu de la nu vă gândiți. Ce mai include? O masă, o ciorbă de burtă, niște mici, niște... Așa e când vin la frizer. Mi-am luat vreo jumătate de baton proteic, o banană și... Mamă, cred că mă ridic de pe scaun și am plecat. Pe ce e asta? Îmi dă baton proteic. Eu am venit pentru ciorbă. Ah, dar chiar, hai să zic. Data trecută m-ai făcut, stai așa că m-ai întrebat tu, să fie fade mediu, înalt, jos, da. Nu știu, m-ai să făcut fie mai low, jos. Mai jos, mid. Așa. Mai sus, mid. Acum, sau mid high. Când ai dat tu fade de mi-ai băgat doi, eu m-am făcut să iei tu fade până mai sus. Da. Și mi-a plăcut mai mult. Facem așa. Așa? Să simt cum... Bă, deci... Ți-am mai zis, dacă seara când mă bag în pat și îmi dau tricoul jos de pe mine, nu mi se agață în păr și nu mă chinui să îmi dau jos, nu e bine. Salutare, clan! Am ținut la poartă ca să vezi să scot bradul. Mai, adevărat. Deci m-a ținut la poartă când am venit ca să scoate el bradul. El avea bradul de Crăciun încă aici, dar... Aveam și noi spiritul sărbătorilor cu noi aici, acum... Poate postam, fii atent, dai din până acasă îmi cade un ghiveci în cap pe stradă și n-apuc să postez vlogul ăsta și mă vindec abia de Crăciun. Nu-l postam și eu de Crăciun și aveam brad în fundal acolo, ziceam că e spiritul sărbătorilor, vine moșul cu cadouri. Păi, vezi. Asta e partea șmecheră când te tunzi la un tovarăș și un tovarăș bun, gen. Dacă mă duceam la frizerie la colț... Gata, mă. De Crăciun fii mai bun. Nu băga doi în păr. Gata, mă, duc la trebuie să stai să te bagă și pe cameră, să văd brăduțul. Îl prind eu la pâine, stați niște. Brăduțul finuțul. Gata. Brăduțul finuțul, mă, ieși împodobit. N-ai loc de brad, mă? Hai de capul meu. Mamă, l-a distrus. De cât timp tunci? Să fac 3 ani. 3 ani gen... Nu de când înveți, ci de când tunzi. Da, de când tunzi. Și de când înveți? Sau cât a durat să înveți? O să fie o chestie destul de mediocră. Dar practic încă învăț. Omul că trăiește în față, asta e clar. Exact, da. Da, da. Dar așa, ca basic, să poți să tunzi cât de cât așa decent. Cam după ce am terminat cursul, 4 luni să pot să zic că bă, sunt capabil să nu stric pe nimeni. Am înțeles.
Am zis să spun niște întrebări de astea, să răspundem unor posibile curiozități ale abonaților. Și adică mă gândesc că din toată lumea care se uită, o fi măcar unul care vrea să tundă, că e pasionat de asta. Da. Și asta vă recomand să faceți, nu să tundeți, ci să faceți lucrurile de care sunteți pasionați. Că atunci munca nu mai e muncă, e gen, e mult mai ușoară munca, cum ar veni. Asta așa Da. Se câștigă bani mulți la tuns? Vorbim exact, să vorbim de sume exacte sau în mare? Bă, un începător, cât ar câștiga la tuns în frizerie? Depinde de locul în care merge, și depinde de felul lui de a fi, dacă este genul de persoană care poate să fie ușor manipulată. De alții care au mai multă experiență decât el sau au oarecum mai mult tupeu sau mai mult curaj. Manipulat în ce sens? În general, în industria asta, patronul se comportă cel mai frumos cu angajații. Ok. Sunt doar strict angajații atât. Dar în același timp sunt foarte multe locuri în care nu e așa. Unde ești respectat ca... Dar acum vorbesc strict de experiențele mele pe okay. care le-am avut, care au fost și bune și rele. Și probabil chestii prin care o să treacă și oamenii care o să se apuce de chestia asta, da. Inevitabil. Da, dar într-un fel o să fie mai mult motivat să... să meargă pe un drum al lor. Adică să nu... Dacă ar fi totul bine, rus și frumos, ar sta într-un singur loc, angajat foarte, foarte mult timp, fără să se gândească să-și facă propriul drum. La frizerie ca la ospătărie, că știi cum se zice că la restaurant ți se dă cel mai mic salariu posibil, că patronul zice că ei își pagă bacșiș, știi? Și că te compensezi cu bacșișul cum ar veni. Așa e și la frizerie? Exact, da, pe același sistem se merge. Aha. Mai... ca salariu la început ar trebui să iasă fără șpagă, ar trebui să iasă fiecare la cel puțin, să înceapă de la 100 de lei în sus. 100 de lei da, echivalent pe zi. Oricâte zile lucrate, asta fiecare decizie, câte zile ar vrea să lucreze, dar trebuie să pornească de la 100 de lei fără șpagă. Asta să fie salariul propriu-zis. Ok. Așa, iar ca șpagă s-ar la început o să mai fie undeva la un, să zicem, o medie de 60 de lei. Deci ar fi undeva la 160 de lei pe zi, ca începător. Fii atent, o întrebare și o curiozitate de-a mea. Câți oameni trebuie să tundă un începător într-o zi? Adică cam care ar fi media pentru el? 5 oameni? 10? Ca să învețe după ce termină cursul sau când termină? Nu, la muncă. Știi când se duce la muncă? Cam cât tunde? Sau un începător tunde la fel de mult ca un skillat? Dacă locul este cu programare online, o să tundă mai mulți. Mai multe persoane, pentru că cei care se programează, mulți dintre ei nu știu exact, nu au exact o persoană la care vor să se tundă și să vin prima oară, da. Ok, da, da. Deci nu e că se mișcă mai greu un începător decât un... Nu, nu. Am înțeles. Și multe cazuri pe care le-am observat, începătorii își dau mult mai mult silința decât, sunt mult mai pasionați decât cei care fac asta de foarte mult timp. Ok. Unde ei mi se pare că au, s-au plafonat, efectiv. Nu da, da, da. Să facă sau mai sunt plictisiți de, da, da. De tuns. Probabil că și ei au zile în care tund din plăcere, știi? Da. Mai mult sau mai puțin, da. Da. Dar exact cum ai spus și tu, făcând ce-ți place, nu o să simți că lucrezi. Da, da. Sunt mulți, că și eu am auzit chestia asta, știi? Bă, mă fac frizer că e ușor și... Sigur câștig bani, adică ca efectiv au ales chestia asta că e o meserie ușoară, zic ei, și că e simplă, îți găsești de muncă cam oricând, știi, și practic nu mori de foame, știi? Da, ai dreptate. Și care nu fac chestia asta că le place, sau știi? N-ai cum să faci, n-ai de unde să știi dacă îți place sau nu, până nu încerci. Bine, sunt de acord, clar că... Și vezi în momentul ăla dacă te prinzi, dacă e pentru tine. Mie, spre exemplu, la început nu m-a plăcut deloc. Eram sincer mai slab din grupa mea, asta în momentul în care eram... Păi și atunci pe tine ce te-a atras?
Îți plăcea ție să-ți faci părul și chestia asta, știu că așa, la toți ne plăcea ție mai mult. Trebuia să mă sun cu două ore înainte. Trebuia să-mi sun ca să ieșim afară. Îl sunam cu două ore înainte. Pe lângă că stătea la PC, zicea, da, mă, acum mă pregătesc, mai stătea o oră la PC. Ajungeam la el și nu era problemă, că era la trei case de mine. Dar la el mai așteptam încă vreo două ore pe hol, stăteam cu maică-sa efectiv. Deci din ziua noastră de ieșit afară, eu jumate o petreceam cu maică-sa. El stătea după aia până se îmbrăca, făcea duș înainte, după aia să-și facă părul, să nu știu ce. După aia l-a legat maică-sa cu farfuria de mâncare, că nu mânca și nu-l lăsa afară nemâncat, că săracul copil să stea el nemâncat afară pe străzi, nu se face. Să le zic oamenilor de ce nu m-am întors la tine până de curând? O să le spui, da. Da. O să vă zic, băgați un like și vă zic, ați dat like? Ok. Păi fiți atenți, eu m-am mutat din cartier și când m-am mutat din cartier, nu prea mai ținut legătura, mai deloc. El era cu fetele, eu cu fetele, fiecare cu prietena lui, el a schimbat șapte, eu n-am schimbat nici, n-am. Mă rog, n-am mai ținut legătura. Nu știam că el s-a apucat de tuns. Pentru că n-am mai ieșit afară, n-am mai vorbit. Nu prea, na, nestând în cartier, nici nu am mai văzut nici măcar random pe stradă sau ceva, ca să mai scoatem două cuvinte sau I don't know. Și nu știu cum am aflat, te-am văzut eu pe Insta, gen după mult timp, te-am văzut pe Insta, am mai văzut eu pe acolo că tunzi, că nu știu ce, și nu mai știu cum am vorbit, dacă ți-am scris eu sau mi-ai scris tu. Dar în orice caz, am început să mă tun la el că m-am mutat înapoi în cartier. Pentru mine e destul de important ca, gen, na, să nu pierd două ore jumate pe drum ca să mă duc să mă tun, știi? Sau ceva de genul ăsta. Și vă dați seama că dacă stăteam unde stăteam înainte, mă tundeam la CVR mega aproape de mine. Așa cum e și el acum aici în cartier. Cum ți se pare că tu de CBR? Nu cunosc personal, am văzut doar pe Insta. E ok. Îmi place. Nu, rivalitatea asta, mamă, între frizerii. Oh, mamă. Nu. Nu, nu, mă așteptam că-l cunosc și nu e... Ion e băiat bun, nu e ăsta să... Ești loc pentru toată lumea. Și mie îmi plăcea cum tundea CBR. Și îmi place și cum tunzi tu. N-am ce să zic. Îți dai seama că dacă mă tundeai nasul, mai veneam. Ziceam, băi Ioane, nu, m-am dus la CBR că... Na, asta e departe acum, dar na, mă tundea tot timpul la el și... Nu ziceam direct, bă, m-ai ciuntit, m-ai făcut de... Mamă, mamă. De ce scule are nevoie un puști care, sau mă rog, un adolescent, un om matur, la... Indiferent, vrea să se apuce de tuns, ce trebuie să-și ia? Ca și scule? Da. O bormașină ar fi esențial. Asta merge pe intro. Bună, 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 bună. Mai câteva lucruri. O manta. Așa. O mașină de tuns. Așa. Cu grătare, cu levier, să aibă neapărat levier. Ok. Numere intermediare, sunt două numere care nu prea se găsesc în mod normal. O farfecă, un piapten. Și multă ambiție. Deci atât, nu? Da, nu. Dacă te duci undeva la o frizerie, îți dau ei sculele lor? Așa se făcea odată, pe timpuri, dar acum nu prea se mai face așa. Și dacă le primești, primești niște lucruri nu prea bune. Apropo, a zis Elina că te salută. Și eu o salut, cu stimă și respect. Nu știu ce, dar am zis că nu mi-e rușine de cameră. Nu mi-e rușine de cameră. Mi-e rușine să vorbesc bine în cameră. Da, păi. Sunt așa. La asta mă refeream. E tot blanc așa. Natalie, da? Uite-l sunt pe David acum. După mergem la sală? Da, mergem la sală. Nu pot să vorbesc, facem vlog. A, bine. Te pup, pa! Ce e asta? Gel de ras. Nu se pune lichid? O să pară mult prea neprofesional totul. Aolea, o să creadă că sunt frizer prost.
Să știți că tot bine. Mi se pare prea panic, nu știu ce. Dar știi cum e? Râs ca prostul care își vede fundul, adică... Să facem prâncenele. Prâncenele. Mi-a intrat ceva în ochi. Sigur nu cred că e un fir de păr. N-avea de unde. Mamă. Asta a fost bun. Ca aia cu bor mașina, mamă, aia a fost gold. Mamă, ce dubioase fără muzică. Când e liniște așa. Mă vedem bunica. Se uită bunica ta la mine? E posibil. Stă pe YouTube, pe TikTok. Pe bune? Da. Așa, și mai avem să spunem părul și să vedem dacă mai rămas fire și după aia să băgăm o mărime mai jos, sus. Mai jos? Da, să dăm fail-ul. Așa, da. Băgăm cu zero sus. Mergem în tărâmul spălării pe cap. Param, pam, pam. Bă, m-am pus bine? Da. Ce, e rece? E rece ăsta. Eu mă uit la fața ta și râd, deci n-am cum să nu râd. La fața cui? La fața ta. Urmează un masaj de ăla la cap de... O să-mi cadă camera din mână. Păi nu fac aici, fac acolo la scaun. La scaun? Mm-hmm. Asta a fost dubios. Ce mi-ai dat, mă? A, mi-ai dat șampon de la MOV? Da. Caterinca. O să ajung blond acasă? O să ajungi pe cap? Da. Cum să nu? Dacă mă rogi frumos, doamne, fac orice. Gata. Mamă, mamă, mamă. Frumos, mă. Chat. Superb. Avem și ring light aici. Poate am avut un pic dubios că suntem pe mega wide, da? Sper că nu. Pam, pam. Mamă, dar uite, ți se văd firele. Da. Așa s-a întâmplat data trecută. Data trecută eram făcut cu 4 sus, nu, cu 2 dăți. Și după ce m-am spălat, a băgat 2 din greșeală. 2 jumate sau cât era. Vorbeam de bormașină, tu când ți-ai luat bormașină înainte să te începi la, să te înscrii? La cursuri sau după? După ce m-am înscris, dar am vrut să am niște lucruri cât mai de calitate ca să pot să... Și ai mers pe Bosch sau? Am muzică de la Makita, sunt durabile. Ai mers pe Makita, bun. Da. Și ca spirale recomanzi normale sau cu SDS? Nu te supăra, Farfeca este Knipex, cea pe care o folosești la cabluri, la păr, la fire de păr. Cu lopata de afară la sfârșit, nu? Retușurile. Acolo. Alcool? Da. Mă, chiar miroase alcool. Zici că e dezinfectant. Nu zici că e dezinfectant. Păi alcoolul e dezinfectant. Bă! Și am terminat. Zile oamenilor, cum ești pe Instagram? Dacă vor să-și facă o programare la tine sau cum se ajunge aici? Că e foarte complicat de ajuns. Mesaj pe Insta, ioangrigore.barber. Deci Ioan... Ioan, nu Ion, cum îi zic eu. Ioan Grigore.barber. Și îl stresați acolo și păi spuneți dacă se abonează reciproc sau ceva. Dar da, zona, vrei să zicem zona? Da, puteți să zicem. Zona centru. Centru Universitate Romană, foarte aproape de orice. Mai multe detalii o să vă tăie pe... Nu de altă, nu vreau să trimită oamenii coștiuge și 40 de pizza acasă și chestii de astea, că nu, n-ar fi cazul. Da, bun.
Nice. Băi, mersi frumos. A, tranziție. Bună ziua și bine ați venit la One Flash Barber Shop. Care e spate? Da. Dubla 2. Bă, ce dracu, mă, care-i schema asta? Bună ziua și bine v-am găsit la... Cum se face asta? Ai cu capse? Bă, tehnologie, mă. Cum să fie... Mi-a dat și mie un fior pe ochi. Pierdut sau... fade pe părți? Puțin de da. Sus? Ce vrei tu? Cum vrei tu? Am nevoie de schimbare. Ai nevoie de schimbare? Da. De s***. Facem. Sigur. Vă rog frumos să dați pelerina la o parte și ne ocupăm imediat. Să vă fie de bine. Cât mă costă? Gratis prima dată. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc și eu. Vreau să le mai zic o chestie oamenilor. Și anume, prima dată când am venit la Tunz, având în vedere că noi eram prieteni de mici, ne jucam fotbal, rupeam mingile pe aici prin parc, m-am luat cu de-alea și cum să fie, cum te-ai gândit să te tunzi? Bă, lasă-mă prostiile. Dar da, mi-a plăcut că a făcut-o într-un mod foarte profesional. N-am nimic de zis. Bravo, te-ai realizat. Ce mai îmi plăcea să dau așa când era iars de soare. De la strand. My friendos, cam așa la Tunz. Sper că nu v-am speriat sau ceva de genul ăsta, având în vedere că am făcut destul de multă caterincă. Dar asta a fost experiența cu vlogul de la Tunz. Încă o dată, ioangrigore.barber dacă vreți să-l întrebați pe Ionuț sau Ioan dacă are loc la Tunz, deși nu promit că n-are și el clienții lui, are destul de mulți. Sper că v-a plăcut și dacă ați văzut și o secvență mai devreme de acasă cu MacBook-ul, cu editatul, cu așa, mă bucur. Dacă nu, înseamnă că o să vorbim despre MacBook în viitorul vlog. Afară mai pot să filmez că e foarte întuneric și camera mea nu face față pe întuneric, așa că vă invit pe Instagram OneFlash cu 0 și nu uitați să băgați codul OneFlash pe PC Garage la absolut orice comandă să vă luați reducerea. Eu am fost Flash, v-am pupat din frizerie, îmi iau la revedere pentru prima dată, pa, pa!